Stimați reprezentanți mass media, mulțumim că ați dat curs invitația noastră de a participa la evenimentul de astăzi. Suntem live și, de asemenea, mulțumim și celor care ne urmăresc pe rețelele de socializare în direct. Vreau să menționez că acest eveniment este organizat în cadrul proiectului Alerte.media în orașul Teo. Un proiect component al programului de dezvoltare societății civile la nivel local în Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer. Astăzi prezentăm proiectul Alerte.media, un proiect la care este implementată organizația MediaPoint și în colaborare cu Primăria Municipiului Cahul. Alături de mine astăzi avem pe primarul municipiului Cahul, domnul Nicolae Dandeș, președintele MediaPoint, doamna Livia Țurcanu, și prin conexiune online vom invita alături de noi pe Ana Severin, team leader la proiectul de dezvoltare societății civile la nivel local în Republica Moldova. De ce ne vom conecta cu doamna Ana prin intermediul prin Zoom? Vreau de asemenea să menționez că Alerte.media este un proiect cu istoria mai bogată în Republica Moldova. A fost lansat și în anii anteriori în țara noastră. Astăzi suntem bucuroși la Cahul să relansăm acest proiect minunat și menționez că Alerte.media este o platformă națională care va permite mai multor orașe din țară să fie administrate inteligent prin intermediul comunicării online. Municipiul Cahul este primul municipiu din Republica Moldova și prima localitate din Republica Moldova în care suntem bucuroși să lansăm această platformă online pentru cetățenii din Cahul. Vreau să mulțumesc de asemenea Primăriei Municipiului Cahul și domnului primar pentru implicarea directă care a avut-o în cadrul acestui proiect, în derularea și în planificarea acestui proiect la toate etapele de desfășurare a lui. De asemenea, vreau să spun că Municipiul Cahul este de fapt un municipiu foarte digitalizat. Mă refer aici la componenta că cetățenii sunt prezenți pe media online. Dacă ne referim la cei tineri, vorbim de 95% de prezență pe rețelele de socializare. De aceea ne bucurăm să avem un proiect care este lansat într-o localitate foarte digitalizată după observațiile noastre și după cercetările care le-am făcut noi. O să ofer acum cuvântul domnului primar Nicolae Dandeș să ne spună punctul lui de vedere despre proiect și alte detalii. Primar. Bună ziua, stimați colegi, stimați prieteni. În primul rând vreau să vă salut, mulțumesc mass media și tuturor celor care ne privesc și fac din acest eveniment la Cahul un eveniment important, eu zic, pentru țara, pentru administrația publică în general, și anume pentru dimensiunea de relație a autorităților cu cetățenii. De fapt, această platformă își permite și își propune să creeze încă un instrument, pe lângă cele care le avem, de a comunica, de a interacționa cu cetățenii privind sesizarea diferitor probleme care sunt în comunitate și ca în mod operativ, bineînțeles, administrația locală să reacționeze în funcție de competență și de posibilități la rezolvarea acestor probleme. Vreau să mulțumesc în primul rând MediaPoint, domnului Andrei Fornea, Livia Țurcanu, Uniunii Europene ca finanțator și Fundației Konrad Adenauer, partenerilor pentru implementare. De fapt, am fost imediat foarte încântat să avem acest proiect lansat la Cahul și vă spuneam, pentru orice administrație înseamnă de fapt mai mult lucru. Da? Deci astfel de instrumente înseamnă o provocare la adresa administrației, pentru că, așa cum spunea domnul Fornea, astăzi toți au un telefon, au instrumente digitale și este ușor să sesizeze o problemă, ai făcut o fotografie sau ai scris un mesaj, l-ai raportat pe această platformă și imediat informația ajunge către municipalitate care trebuie să ia măsurile sau acțiunile care trebuie să le întreprindă. Dar, spuneam, cu toate acestea, eu mă bucur și m-aș bucura foarte mult ca aceste sesizări de la cetățeni să existe, pentru că în felul ăsta putem, spuneam încă o dată, să direcționăm corect resursele,
să rezolvăm operativ problemele care se confruntă oamenii, având în vedere că, sigur, în mod fizic, nu poate municipalitatea sau primarul în persoană să vadă pe tot orașul care sunt problemele care poate nu necesită foarte mulți bani, doar necesită să fie o indicație către o serviciu specializat sau o persoană responsabilă pentru a o rezolva. Deci acest volum de lucru ne-l asumăm și dorim ca prin aceasta să crească de fapt încrederea cetățenilor în administrație, că la fiecare sesizare sau raportare pe această platformă se va interveni imediat, așa cum va fi prezentată platforma. Cetățeanul va putea în timp real să vadă stadiul examinării acestei sesizări. Vreau să menționez că și astăzi, practic, majoritatea cetățenilor din Cahul mă sesizează, sau ca instituție, dar și pe mine ca primar, prin intermediul rețelei socializare, în particular, vis-a-vis de o problemă, o propunere, și încerc, sigur, să reacționez operativ la aceste propuneri. Deci, încă o dată mulțumesc, sper foarte mult că aceasta va da o plus valoare a comunității noastre, spuneam, prin implicare mai mare a cetățenilor, încrederea în administrație și rezolvarea operativă a problemelor care ne confruntăm. Pentru noi și pentru mine ca primar, transparența în administrație, modul în care sunt gestionați banii publici, în ce măsură opiniile cetățenilor sunt reprezentate sau sunt justificate în luarea deciziilor, sunt foarte importante, de aceea pun accent că acest instrument va îmbunătăți acest lucru, acest indicator, și va face într-adevăr din municipiul Cahul, din capitala de sud, nu doar un centru regional, un pol de creștere, un punct de dezvoltare locală și regională, dar poate chiar un exemplu și pentru alte instituții, autorități sau localități, cum să-și îmbunătățească relația cu cetățenii și cum să devină mai digitale în prestarea serviciilor publice și în comunicarea cu cei care, de fapt, pentru care suntem angajați în aceste funcții, să slujim comunitatea, să reacționăm la tot ceea ce propun cetățenii. Cu alții mulțumesc și sper în continuare, alături de Media Point, să avem suportul și inclusiv a donatorilor pentru a dezvolta aceste proiecte, a asigura sustenabilitatea și a face și alte proiecte care pot să vină ca o sinergie la toate propunerile care sunt astăzi în Cahul și proiectele care se implementează de Uniunea Europeană și în cadrul inițiativei Uniunea Europeană pentru Cahul, legat de transparență, de bună guvernare, de crearea ghișeului unic, crearea unor instrumente de asigurare a transparenței, combaterea corupției, și inițiativele cetățenilor vor fi, sigur, foarte bine și frumos integrate și pe această platformă, care se vor materializa în decizii, în acțiuni capabile să producă efect real în viața cetățenilor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar. Așa cum să ne conectăm cu doamna Ana Severin, team leader al proiectului dezvoltare societății civile la nivel local în Republica Moldova. Bună ziua, Ana, te salutăm. Sper că conexiunea a funcționat. Un moment tehnic. Ana, poți da? Okay. Bună ziua. Sper că de data asta a funcționat conexiunea. Eu vă salut din numele Fundației Konrad Adenauer și a proiectului cu denumire foarte lungă Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova. Noi îi spunem pe scurt proiectul DezvoltMD. Este un proiect care se concentrează în mare măsură pe un program de granturi adresat societății civile de nivel local. Și considerăm că este foarte important să se ofere susținere organizațiilor non-guvernamentale din regiuni, pentru că cunoaștem foarte bine că potențialul organizațiilor din Chișinău este unul mare și generos. Deci în 2019 am lansat acest program de granturi și au fost foarte multe dosare cu diverse proiecte în domeniul bunei guvernări. Un termen destul de abstract, menționez acest lucru pentru a scoate în evidență valoarea proiectului implementat de echipa Media Point, pentru că finalitatea acestui proiect este una specială, diferită de multe proiecte în domeniul bunei guvernări. Deci în mod tradițional avem proiecte care țin de produse analitice elaborate, prezentate, tipărite, distribuite. Avem proiecte care țin de monitorizarea ședințelor autorităților publice locale, deci diversitatea este mare, însă produsele finite deseori sunt mai puțin palpabile, să le zicem.
Deci, echipa MediaPoint a reușit să vină cu o ofertă interesantă, palpabilă, funcțională și, după cum s-a menționat și mai devreme, acest aspect al digitalizării a fost în mod special simpatic echipei de evaluatori. Unul dintre obiectivele programului nostru de granturi a fost să creăm acest mecanism de comunicare între societate civilă și autorități publice locale. Știm că nu este un exercițiu de comunicare ușor, deci deloc nu este ușor din experiența multor altor proiecte implementate. Pe această cale eu aduc foarte multe mulțumiri deschiderii primăriei Cahul în persoana domnului primar Dandiș față de această minunată inițiativă. În viziunea proiectului, asemenea parteneriate reprezintă niște indicatori de performanță și eu mă bucur foarte mult că municipiul Cahul este într-un pas cu noile tendințe digitale. Am apreciat foarte mult cum arată platforma alerte.md. Suntem toți conectați cu diferite instrumente, diferite vreau să zic în engleză device-uri, deci diferite dispozitive și e foarte important ca interfața sau acest instrument să fie ușor de utilizat, ceea ce cu desăvârșire a reușit să realizeze echipa MediaPoint. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru efortul depus, pentru faptul că ne-ați ajutat pe noi ca și echipă de implementare a unui proiect, program de granturi cu o valoare de peste 3 milioane de euro, să scoatem în evidență niște produse funcționale, vizibile, care au potențial de a fi transferate la nivel național. Apreciem foarte mult acest lucru și cu siguranță această platformă va genera numeroase sesizări și cu siguranță va fi un efort suplimentar în adresa primăriei. Sperăm că platforma să scoată în evidență nu doar numărul de sesizări, dar și numărul de cazuri rezolvate și să ușureze înțelegerea din ambele părți a necesităților locale. Vă mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea de a interveni în acest format online și vă doresc foarte mult succes în continuare echipei MediaPoint, efortul care într-adevăr este apreciat. Da, mulțumim foarte mult, Ana, pentru intervenția ta. Vreau să menționez că proiectul alerte.md se va axa în municipiul Cahul și în toată țara pe trei componente de bază. Este vorba de componenta de raportare a problemelor, cea de lansare a inițiativelor civice, deci fiecare cetățean va avea pe alerte.md un spațiu deschis în care să poată să vină cu inițiative civice și, în al treilea rând, va putea participa în sondajele care vor fi lansate de primăria municipiului Cahul. Deci vreau de asemenea să menționez că platforma alerte.md, începând cu ziua de astăzi, este în gestiunea primăriei municipiului Cahul, deci noi suntem alături să susținem toate eforturile de a face ca acest instrument digital să fie utilizat cât mai mult de către cetățeni și să fie utilizat inclusiv de către primărie. Desigur, pentru binele comun al acestui oraș, acesta este obiectivul proiectului, da? Deci să împreună să dezvoltăm comunități mai frumoase și la Cahul și în alte orașe din Republica Moldova. Vreau de asemenea să ofer acum cuvânt doamnei Lilie Țurcanu, care ne va prezenta principalele funcționalități ale platformei. Nu vrem să intrăm foarte mult în detalii tehnice, pentru că ele sunt multe. Va prezenta cum funcționează această platformă și cum va fi utilizată de către cetățenii din municipiul Cahul și ce puteți face fiecare din voi începând cu ziua chiar de astăzi, pentru că deja este lansată. Livia, te rog. Mersi mult, Andrei. Deci, îmi revine mie misiunea frumoasă de a vă prezenta versiunea îmbunătățită a platformei alerte.md. După cum menționase și colegul meu Andrei anterior, este o platformă cu o istorie de câțiva ani buni, iar anul trecut am decis că este timpul să avem o platformă îmbunătățită, în tendință cu
noile tehnologii pe care le utilizăm cu toții, care să fie prietenoasă utilizatorului, prietenoasă primăriei care o va folosi și într-un final să-și atingă scopul, practic să faciliteze comunicarea dintre cetățeni și autoritățile locale din orașele din Republica Moldova, astfel încât să eficientizeze această comunicare și spre final să aibă de câștigat atât comunitatea, cât și, de fapt, toți actorii implicați în viața comunitară a orașelor. Deci nu este o noutate, pentru ca să accesați platforma alerte.md trebuie să tapați numele platformei în browser, după care veți fi practic se va deschide această platformă care este una de prezentare. De aici veți selecta orașele în care ulterior veți dori să le utilizați. Dar înainte de a trece la însuși versiunea locală a platformei sau versiunea care a fost dezvoltată pentru orașul Cahul, vreau să mă refer pe scurt ce pot face utilizatorii pe platforma alerte.md. Deci este vorba despre rolul de cetățean pe această platformă. Cetățenii pot să raporteze online problemele din oraș către primărie, să lanseze inițiative civice și să obțină suportul comunităților pentru propunerele acestora și să participe la sondajele lansate de către primărie, astfel contribuind participativ la procesul de luare a deciziilor. Pe de altă parte, primăria este cea care gestionează și recepționează online problemele din oraș, astfel că se evită costurile suplimentare de evidență a scrisorilor, a petițiilor și se reduce din timpul din costurile de timp. De asemenea, primăriile vor avea ocazia să vadă care sunt cele mai populare propuneri sau inițiative care vin din partea cetățenilor și să atragă atenția asupra celor care merită a fi implementate și care au un suport larg din partea cetățenilor. Și al treilea opțiune, primăriile vor putea să lanseze sondaje astfel încât să obțină rapid un răspuns din partea cetățenilor referitor la întrebarea pe care o au în luarea deciziilor din comunitate. În cazul în care, după această prezentare, vor mai fi alte primării sau orașe care vor dori să se conecteze la platformă, aici aveți un formular de contact pe care îl puteți completa și noi cu mare plăcere vă răspundem. Dar să revenim înapoi la Cahul. Deci, pentru a accesa platforma din Cahul, selectăm orașul aici și accesăm butonul, facem click pe butonul Accesează. Deci, asta este platforma. Aceasta este prima pagină. Pe ea putem să vedem harta generală a problemelor care sunt în localitate. Un scurt preview a celor mai noi rapoarte, un preview al celor mai noi inițiative care sunt plasate de către cetățeni și deja sus avem însuși modulele sau butoanele care duc către modulele pe care le-am menționat anterior. Voi începe cu modulul de rapoartare, deci dacă doriți să aflați mai multe detalii despre rapoartele care sunt publicate pe alerte.md, vă îndemn să intrați pe această pagină, pe pagina de rapoarte. Aici aveți posibilitatea de a filtra problemele după diferite criterii, cum ar fi categoriile, statutul problemei și niște filtre care să vă ajute mai ușor să găsiți problema de care aveți nevoie, cum ar fi cele mai populare sau ultimele care au fost plasate în decurs de 30 de zile sau o perioadă pe care doriți voi să o verificați. De asemenea, problemele sau rapoartele pot fi vizualizate atât în formă de listă, așa cum este aici, sau sub formă, sau reprezentate pe hartă, modul în care este prezentat aici. La fel și pe hartă și pe listă avem filtrele pe care le putem utiliza pentru a identifica problemele pe care le dorim. Pentru ca rapoartele cetățenilor să ajungă pe alerte.md Cahul, este nevoie să accesați butonul Raportează problemă.
Aici veți vedea formularul pe care trebuie să-l completați pentru a raporta o problemă către municipalitate, către primărie municipiului Cahul. Sunt câteva câmpuri pe care trebuie în mod obligatoriu să le completați, cum ar fi categoria, adresa, locația exactă a problemei pe hartă, în cazul în care e mai greu de indicat adresa, o descriere succintă cu cât mai multe precizări sau detalii care să ajute primărie să identifice această problemă, să înțeleagă despre ce este vorba. Opțional puteți adăuga fotografii care la fel au menirea să ajute autoritățile să identifice despre ce problemă este vorba. Și în final veți putea opțional să adăugați informații de contact care vor fi pentru uz intern, nu vor fi publicate pe site. Ele doar vor fi utilizate în cazul în care cei de la primărie vor dori să vă contacteze pentru a obține mai multe detalii despre problema raportată, în cazul în care, de exemplu, ceva lipsește sau nu este clar din descrierea indicată. Odată ce un raport este completat și și este transmis către primărie, acesta va trece pentru un proces de moderare, ceea ce va presupune verificarea acestor informații, după care acesta va ajunge pe site sau în pagina despre care menționam anterior. Fiecare raport are o pagină separată sau un profil al său, unde veți putea identifica toate informațiile despre problema raportată. De exemplu, am deschis o problemă care a fost raportată la categoria Fondul Locativ Clădiri. Pe această pagină puteți vedea informația care a fost introdusă de către utilizator, adică pozele care au fost încărcate, descrierea scurtă, titlul, adresa, data când a fost plasată, dar și câteva elemente care să vă ajute să înțelegeți la ce etapă este acest raport. Deci avem aici statutul raportului, care în cazul dat este raport actual, mai este raport în lucru și finalizat. De asemenea, avem și progress bar-ul aici, care indică la ce etapă este acest raport, fie că este publicat pe site, în proces de lucru sau spre final raport finalizat. Cetățenii pot plasa comentarii la aceste rapoarte utilizând autentificarea cu Facebook și social, prin platforma de social media Facebook și ulterior în cazul în care un vecin, de exemplu, al unui cetățean se confruntă cu aceeași problemă care a fost enunțată aici. Pentru a nu dubla această problemă sau nu o plasa din nou, avem aici butonul credibilitate, care, în cazul în care îi dăm un punct de credibilitate, ne exprimăm susținerea despre faptul că această problemă, într-adevăr, este valabilă și se confruntă mai mulți oameni cu ea. De la rapoarte vreau să trec la modulul inițiative, care la fel este un modul destinat cetățenilor, grupurilor de inițiativă, organizațiilor societății civile, cât și altor actori interesați care vor să vină cu propuneri de îmbunătățire a orașului. Sau, cum le zicem noi, inițiative ale cetățenilor. Deci pe pagina inițiativelor le putem vedea pe cele care sunt deja publicate, le putem filtra după cele mai votate și cele mai noi sau realizate. De asemenea, pentru ca inițiativa să ajungă pe această pagină, este nevoie să completăm următorul formular. Deci, pentru a lansa o inițiativă sau a propune inițiativă, este nevoie să indicăm titlul, o descriere succintă despre ce urmează sau ce se propune a fi făcut, necesitatea inițiativei propuse, nu știu, numărul de beneficiari, locația acesteia, dacă cu cât mai multe informații prezentăm, cu atât mai clar o să fie pentru autorități și cetățeni despre ce inițiativă este vorba. De asemenea, opțional putem să indicăm fotografii în cazul în care avem le deținem. Este important să menționez faptul că atât fotografiile pentru inițiative cât și pentru rapoarte trebuie să aparțină utilizatorului pe care le încarcă. Costuri estimative, autorul inițiativei, după cum menționez și pagina, această informație va apărea pe pagina inițiativei, deci doar numele și prenumele autorului.
sau persoane care propune această inițiativă. Locația inițiativei și informația de contact care iarăși rămâne pentru uz intern și va fi utilizată doar pentru a contacta ulterior autorul în cazul în care e nevoie de mai multe informații. De asemenea, și odată apăsat butonul lansează o inițiativă, acestea vor ajunge la moderator care le va vizualiza și le va publica pe site. Ca să înțelegeți ce înseamnă pentru Alert Media o inițiativă, o să deschid aici un exemplu. Deci, cum ziceam, prin aceste pagini ale inițiativelor puteți accesați toată informația care a fost plasată de către autor, titlu, poza sau pozele, dacă sunt mai multe, o scurtă descriere a inițiativei, harta sau locația pe hartă a propunerii sau locul unde va avea loc sau va fi realizată această inițiativă, costurile estimative și locația acesteia. Totodată și la inițiative cetățenii se pot încadra în discuții referitor la necesitatea sau poate din contra la faptul că nu este necesară această inițiativă, utilizând opțiunea de comentarii prin Facebook. Și nu mai puțin important este acest instrument de susținere a inițiativelor, de votare, prin care cei care susțin inițiativa dată își pot manifesta această susținere dând click pe butonul votează această inițiativă. Inițiativele care vor primi un număr, cu cât mai multe voturi primește o inițiativă, cu atât mai mari șansele de a fi ulterior analizată și verificată de către primărie. Practic, ne dorim ca acest spațiu să fie un spațiu de colaborare dintre oamenii din comunitate, fie că sunt cetățeni, societate civilă, adică organizații sau alți actori. Acesta este un instrument prin care se propun inițiative de îmbunătățire, de asemenea se manifestează susținerea față de acestea și se încadrează în discuții referitor la necesitatea lor și modul de implementare. Deci, practic, un spațiu de colaborare. Primăria ulterior va putea să preia aceste inițiative și, da, după posibilități, să le implementeze. Și modulul sondaje. Deci dacă primele două module la care m-am referit sunt destinate cetățenilor, pentru că ei sunt cei care produc informația care este plasată acolo, modulul de sondaje este destinat primăriei care și va fi utilizat cu scopul de a adresa o întrebare cetățenilor și oferă posibilitatea de a obține un răspuns din partea cetățenilor cât mai rapid. Noi am încercat aici să testăm acest instrument și practic în cazul în care vrem să votăm, accesăm acest sondaj, citim întrebarea, vedem dacă mai e o scurtă descriere, opțiunile de vot, indicăm vârsta și genul și mergem sau accesăm butonul votează acest sondaj. Deci, practic, iarăși, cu cât mai multe voturi va obține o opțiune din aceste din cele disponibile, cu atât mai mult este demonstrată susținerea cetățenilor pentru o opțiune sau altă de vot, astfel încât primăria va putea să înțeleagă mai ușor sau mai rapid care sunt opțiunile preferate de către cetățeni și pentru care și-a oferit cel mai mult suportul. Nu în ultimul rând vreau să mă refer la opțiunea de a primi notificări. Deci este o opțiune, o funcționalitate care este dezvoltată pentru cei care vor să se aboneze la notificări pe care le vor primi de pe platformă. Notificările poate să fie despre sondajele lansate de către primărie. Deci dacă cineva vrea să fie la curent cu cele mai noi sondaje, se va abona la această notificare. Notificări despre problemele raportate de către alți cetățeni și notificări despre inițiativele lansate pe platformă.
Deci dacă veți dori să fiți la curent, să fiți primii care află despre ceea ce se întâmplă pe alerte.media, va trebui să indicați e-mailul unde veți primi aceste notificări și frecvența e-mailurilor pe care le veți primi. Fie că este o dată pe zi, o dată pe săptămână sau o dată pe lună. Aici ne găsiți pe rețele de socializare. În cazul în care apar întrebări referitor la funcționarea platformei sau sunt propuneri de îmbunătățire acesteia, noi vom fi foarte bucuroși să le primim din partea utilizatorilor utilizând acest formular de contact. Și pe această cale vreau să mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Aceasta este platforma pe care am reușit să o dezvoltăm în ultimii un an jumătate, dacă nu greșesc. Deci, dacă pentru unii pandemia a fost un motiv de a se, de a se opri, noi în acest răgaz am reușit să construim acest instrument și sperăm că o să fie util pentru primărie, pentru angajații primăriei, dar și pentru cetățeni. Mulțumesc, Livia. Vreau să invit, începând cu ziua de astăzi, da, cetățenii din municipiul Cahul să exploreze toate posibilitățile pe care le oferă, posibilitățile tehnice care le oferă platforma, ele sunt destul de multe. Desigur, să utilizăm cu bună credință acest instrument. Vă invităm atunci când raportați probleme, neapărat să adăugați fotografii pe platformă, pentru că astfel și primăria municipiului Cahul înțelege că este ceva credibil, este ceva important, deci foarte mult sugerăm să adăugați fotografii. Și de asemenea, când aveți inițiative civice, se poate de să completați cât mai multe informații despre această inițiativă, adică avem nevoie de cât mai multe date posibile. Și suntem deschiși, iar suntem siguri că în următoarea perioadă de timp vor fi integrate noi opțiuni în această platformă. Ținem cont de sugestiile primăriei municipiului Cahul, de sugestiile altor actori, încercăm să facem acest instrument unul bun și un instrument funcțional. Acestea am vrut să vă spunem, dacă aveți poate careva întrebări, putem să vă răspundem la ele. Dacă nu, vă invităm iarăși să fiți cât mai activi, să ajutați primăria municipiului Cahul și să facem împreună orașul din țara noastră mult, mult mai frumoase. Okay. Mulțumim!